Obișnuim să citim de fiecare dată textul acesta din Galateni, capitolul 5. Haideți să-l citim din nou de la versetul 16 până la 26. Este foarte important textul acesta, dacă ne intră în memorie, vom înțelege mult mai bine roada Duhului în contextul acestui subiect. Zic, dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege și faptele firii pământești sunt cunoscute și acestea sunt: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Să ocupăm locurile. Ne apropiem de sfârșitul acestui subiect, dar și de sfârșitul anului. Săptămâna viitoare vom încheia, cu ajutorul Domnului, această listă a roadelor Duhului și în seara aceasta vom discuta despre blândețe. Roada Duhului, blândețea. Suntem la lecția a 10-a, mai avem încă una și vom termina cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare. Duhul lui Dumnezeu ne ajută să devenim iubitori, bucuroși, răbdători, amabili, buni unii cu alții și ultimele trei, credincioși, blânzi și oameni cu autocontrol. Știți că ultimele trei dintre roadele Duhului, care spune Sfânta Scriptură aici, sunt blândețea, care sunt credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Acestea sunt dovezi ale maturității noastre creștine. Când suntem în măsură să ne cucerim pe noi înșine, să ne stăpânim pe noi înșine, să stăpânim firea noastră pământească sau carnea, așa cum am învățat, ori de câte ori în Biblie apare expresia aceasta, firea pământească, este vorba despre trupul nostru de carne, carnea noastră din care noi suntem făcuți. În Matei 5:5, cuvântul lui Dumnezeu spune: ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Despre Moise se spune că a fost un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului, spune Sfânta Scriptură, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Analizată viața lui Moise, îl găsim de multe ori extrem de aspru, foarte dur în pedepsele care le administrează poporului, în deciziile pe care le ia. Uneori ne vine foarte greu să credem că acesta este un om blând. Dar ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos atunci când, ce spune Dumnezeu atunci când Aron și Maria îi contestă autoritatea lui Moise. Dumnezeu vorbește acestor rebeli și spune cuvintele acestea: ascultați-mă bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut,
deci să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise. Moise vede cum mâna lui Dumnezeu vine peste Maria și peste Aron. Maria este lovită cu lepră, este scoasă afară din tabără, dar blândețea caracterului lui Moise îl face să meargă după Maria, să insiste înaintea lui Dumnezeu pentru vindecarea ei. Când discutăm despre acest termen din Sfânta Scriptură, în greacă, de exemplu, blândețe este prautes. Întotdeauna, când vrei să știi ce înseamnă un cuvânt din Sfânta Scriptură, este o metodă deja clasică. Prima întrebare este cum s-a folosit cuvântul respectiv în lume, în literatura, când s-a scris textul acela. Și atunci autorii greci care au scris în perioada în care s-a scris Noul Testament, trebuie să căutăm în textele lor și să găsim cuvântul ăsta prautest, nu blândețe, și să vedem la ce s-a referit în textele limbii grecești. Apoi a doua chestiune este cum s-a folosit în Vechiul Testament și mai ales cum s-a folosit în Septuaginta. Septuaginta a fost în Vechiul Testament tradus de 70 de rabini evrei în Alexandria, în Egipt, între 285 și 246 înainte de Hristos. Deci aproape în timp de 40 de ani s-a tradus Vechiul Testament în limba greacă. Și atunci, când e vorba de cuvinte din Noul Testament, e foarte bine să le căutăm în Septuaginta, să vedem cum le-au tradus, cum le-au folosit traducătorii în Septuaginta, în limba greacă din timpul acela. Apoi, trebuie urmărite textele din Noul Testament, să vedem ce spune Noul Testament și unde apare cuvântul și care este semnificația corectă a cuvântului respectiv. Haideți să le luăm pe rând și să vedem, în primul rând, câțiva autori greci care au folosit cuvântul acesta și să vedem pentru ce l-au folosit. În primul rând, cuvântul este folosit și sunt cuvinte care liniștesc pe om când este mânios. Când un tip este amărât pe viață, amărât, supărat, așa, cuvintele care îl liniștesc pe omul ăsta supărat sunt cuvintele prautes, ale blândeții. Este ca un fel de unguent care calmează o durere sufletească, dacă vreți. În al doilea rând, este întrebuințat cu privire la blândeția din comportamentul nostru uman. Ne purtăm blând unii cu alții. Apoi, cuvântul acesta descrie atitudinea corectă și atmosfera care ar trebui să predomine în orice discuție. Când discutăm cu cineva, trebuie să discutăm blând. Apoi, cuvântul este folosit cu privire la îmblânzirea animalelor. Cuvântul, apoi, în al cincilea rând, descrie o persoană care împletește tăria și blândețea în același timp. Platon, de exemplu, filozoful, spunea despre câinele de pază că el este rău cu dușmanii, dar este blând cu cei cunoscuți sau cu stăpânul. Și cuvântul este folosit în acest fel, deci este caracterul omului care poate fi în același timp prin natura lui iute din fire, dar se poate purta blând în cel mai înalt grad, poate să-și stăpânească instinctele, să zic așa, și poate să se poarte cu blândețe cu oamenii. Haideți să ne uităm acum în Vechiul Testament cum este folosit cuvântul acesta. În primul rând, blândețea este alăturea de adevăr și neprihănire, care îl face pe conducător, pe lider, să prospere și să domnească. Iată ce spune Psalmul 45, versetul 3-4, războinic viteaz, încinge sabia, podoaba și slava,
Da, slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de biruință, apără adevărul, blândețea și neprihănirea. Blândețea este caracteristica, deci, a unui lider adevărat care îl face să prospere pe acest conducător adevărat. Un alt verset foarte important descrie faptul că blândețea este pusă în contrast cu mândria omului. În Isaia 26:6, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: El a răsturnat pe cei ce locuiau pe înălțimi, El a plecat cetatea îngânfată, a doborât-o la pământ și a aruncat-o în țărână. Ea este călcată în picioare, în picioarele săracilor, în picioarele celor obișduiți, blânzi, celor blânzi. În al treilea rând, blândețea se bucură de favoruri din partea, lui Dumnezeu. În Psalmul 25, cu versetul 9, ne se spune așa: El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Domnul se ocupă în mod special de omul blând, de omul smerit. Este un alt termen pe care îl folosește Cornilescu aici, dar cuvântul este blând, omul blând. În al patrulea rând, Biblia vorbește despre înălțarea celor blânzi și smeriți. Cei blânzi vor moșteni pământul, spunea Domnul Iisus în Matei 5:5, dar și în Psalmul 37:11. Domnul îi scape pe cei cu inima smerită, cu inima blândă. El își găsește plăcerea în ei, în oamenii blânzi, Psalmul 149:4. El îi înalță pe cei umili și blânzi, Psalmul 147:6. Haideți să facem acum o mică incursiune și în Noul Testament, să vedem cuvântul acesta cum este folosit. Spuneam că este foarte important să vedem cum este folosit cuvântul în Vechiul Testament și Noul Testament, ca să-l înțelegem în adevăr ce vrea să spună cuvântul ăsta. În Noul Testament, cuvântul este asociat cu dragostea creștină agape, cu dragostea care se sacrifică. Pavel îi întreabă pe cei din Corint dacă doresc să vină la ei cu nuiaua sau cu dragostea și blândețea, din Corinteni 4:21. Bineînțeles că frații au preferat ca Pavel să vină cu dragoste și nu cu nuiaua, nu? Este exact opusul nuielei, sau Pavel nu s-a dus să-i certe, să-i pedepsească pe cei din Corint, deși ar fi avut foarte multe motive, ci s-a dus ca un tată, ca o mamă, spunea el în altă parte, să se poarte cu blândețe cu ei, ca o doică, spune în altă parte. În al doilea rând, găsim că blândețea este pusă alături de bunătate, delicatețe, finețe, sensibilitatea tandră. În 2 Corinteni 10:1, Apostolul Pavel spune: Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Observați, el folosește blândețea și bunătatea lui Hristos în aceeași frază. În al treilea rând, blândețea este asociată de multe ori cu smerenia și cu umilința. Smerenia și credința sunt caracteristicile esențiale ale vieții creștine. Aleșii Domnului vor îmbrăca haina umilinței și a blândeței, spune Pavel în Coloseni 3:12. Apoi este versetul acela atât de cunoscut de noi, Matei 11:29: Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, spune Domnul Iisus Hristos. Observați cum blândețea este asociată cu umilința, cu smerenia. Apoi, în al patrulea rând, cred că am sărit peste o cifră aici,
Blândețea este spiritul în care trebuie să înveți. Noi nu putem învăța dacă nu suntem blânzi. E foarte, foarte ciudată caracteristica asta. Gândiți-vă că un animal îmblânzit poți să-l înveți multe lucruri. Dar dacă încă este sălbatic, n-ai cum să-l înveți să facă nimic. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, cuvântul lui Dumnezeu trebuie primit cu blândețe. Iacov 1:21. Zice, ascultați cuvântul cu blândețe. Practic, spune aici cuvântul lui Dumnezeu că dacă nu suntem domesticiți, dacă nu suntem blânzi, n-ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Suntem rebeli, plecăm înapoi la ale noastre, nu împlinim ceea ce auzim din partea lui Dumnezeu. Omul recunoaște ignoranța sa cu umilință, își deschide mintea pentru a învăța, pentru că mândria este o piedică majoră în calea învățării. Dacă ești mândru, tu le știi pe toate, nu înveți absolut nimic. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu spune că blândețea este spiritul în care trebuie exersată disciplina și corectarea greșelilor altora. Îl vedem pe fratele nostru că greșește, spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni 6:1, fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții, să vă purtați blând cu omul acela, dacă vrei să-l ridici de acolo. Eu aveam un toboșar care bătea cam cu curaj pe tobă și îi spunea, mă, dă pe ea cu duhul blândeții. Bate-o cu duhul blândeții pe toba aia, că dădea nea de numă. Ei, când vezi pe un frate că greșește, că păcătuiește, nu te duc cu aroganță la el, să-l pui la punct, să-l îndrepți, nu? Du-te cu umilință, du-te cu blândețe la el și vei vedea că altfel sunt rezultatele. Îl poți ajuta pe omul acela dacă te duci cu blândețe la el. Cei care se opun Evangheliei trebuie să fie confruntați cu blândețe, spune Sfânta Scriptură. Foarte interesant. Cei care se opun cuvântului lui Dumnezeu, opozanții cuvântului, potrivnicii. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului. 2 Timotei 2:24-25. Cineva a spus că dacă avem, acum în Arizona nu se potrivește, slavă Domnului, dacă avem un geam înghețat. Noi am locuit într-o casă la Chicago și aveam în dormitor o ușă din ea, un sliding door. Nu ne-am dat noi seama când am cumpărat casă că le spunea California Houses, case de California. Și le-au făcut ca pentru California, nu pentru Chicago. Și avea o singură sticlă. Geamul ăla mare. Toată iarna era un sloi de gheață de jos până sus. Atâtea viroze și răcele am făcut din pricina lui geamul ăla înghețat. Zice, dacă ai un geam înghețat pe dinăuntru, ai două soluții. Să razi gheața aceea jos, dar ea se va forma la loc în no time. A doua treabă este să încălzești camera. Căldura o va face să se topească. Știți că cu blândețe obținem mai mult decât cu alte metode atunci când avem de-a face cu un înghețat din ăsta în doctrinele lui potrivnice Evangheliei, nu? Dacă te duci cu blândețe, ai mai mare șanse să comunici. Pentru că blândețea este spiritul mărturiei creștine. 1 Petru 3:15-16 spune clar, fiți gata să răspundeți oricărui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe.
cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru că cei care bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine, tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Cred că foarte mulți televangeliști de astăzi și mari predicatori ar trebui să mai revadă versetul ăsta, pentru că din moment ce îi afurisim de la amvoane pe păcătoși și pe rătăciți, șansele noastre sunt mai mici să ajungem la inimile lor. Apostolul Petru spune că blândețea trebuie să predomine întregul nostru ansamblu al vieții creștine. Adevărata podoabă a vieții prețioasă în ochii lui Dumnezeu este apreciată de oameni și de el este un spirit blând și liniștit. Nu întâmplător, Apostolul Petru se referă la surori aici, în mod special, că un duh blând și liniștit este de mare preț înaintea Domnului. Probabil că știa câte ceva mai mult decât noi despre această înclinație uneori a doamnelor noastre să pună gura pe noi și să ne pună la punct. Semnificația termenului, deci, este simplă acum. Înțelesul de bază acestor texte biblice este că blândețea este o autostăpânire. Blândețea este stăpânire totală a părții pasionate a naturii noastre umane. Știți când avem nevoie de blândețe? Când îi tratăm pe oameni cu politețe perfectă. Când trebuie să-i tratăm cu o politețe desăvârșită pe oameni, avem nevoie de blândețe. Atunci putem să-i mustrăm fără ranchiună, fără să se simtă jigniți. Putem să purtăm o dispută fără să fim intoleranți, să dezagreăm, cum zice ce vorba, fără să fim dezagreabili, nu? Putem fi confruntați cu adevărul fără să avem resentimente. Putem să ne mâniem fără să păcătuim. Putem să fim delicați fără să fim slabi. Blândețea nu este doar maturitate emoțională, pentru că nu o putem obține singuri. Pasiunile din interiorul nostru vor rupe stăvilarul și sunt prea puternice pentru voința și rațiunea noastră, ca să le ținem sub control. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt să cultive în noi roada aceasta. Haideți să vedem în final 5 elemente ale unui om blând. 5 elemente a unui om blând. Vreau să vă dau un citat din Martin Lloyd-Jones, unul dintre marii predicatori ale secolelor trecute. Iată ce spunea Dr. James Lloyd. Omul blând nu este sensibil față de el însuși. Nu se urmărește tot timpul și nu își caută interesele sale. Nu este mereu în defensivă. Toate acestea sunt duse. El a scăpat de toate aceste lucruri. Omul care cu adevărat este umil și blând, nu își plânge de milă niciodată. Nu-i pare rău de el însuși. Ai dificultăți și oameni lipsiți de amabilitate nu te înțeleg. El niciodată nu gândește așa. El nu gândește și nu spune cât de minunat sunt eu dacă oamenii aceștia mi-ar oferi o șansă. N-ați întâlnit oameni din ăștia care sunt sufere toată lumea că nu îi înțelege nimeni. Autocompătimire. Câte ore și ani nu-i irosim astfel, dar omul blând și umil a terminat cu acestea pentru totdeauna. A fi umil și blând înseamnă că, de fapt, ai terminat de mult cu tine însuți. Omul cu adevărat umil și blând ar fi uimit de modul cum Dumnezeu și ceilalți oameni îl tratează sau cât de bine gândesc despre el. Aceasta mi se pare mie o calitate esențială. Din păcate,
Foarte rar găsim calitatea asta, roada asta, între noi credincioșii. Suntem așa de ușor de supărat, numai că cineva nu s-a uitat cum trebuie la noi, nu ne-a salutat la timp. Ce știu eu, a zis ceva care nu ne-a plăcut. Și atunci reacționăm totalmente lipsiți de blândețe. Blândețea este puterea sub controlul lui Dumnezeu. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, spune Filipeni 4:5. De toți oamenii să fie cunoscută blândețea voastră. Da, spuneam că discutăm 5 elemente ale omului blând. Numărul 1. Personalitatea sa este sub controlul lui Dumnezeu. Știți că ne naștem cu personalități și cu temperamente diferite? Unii dintre noi suntem colerici. Colericul vrea să controleze totul și pe toată lumea. Are nevoie de multă blândețe. Oamenii din aceea, Eugen, mulțumesc că te-ai rugat pentru șef. Probabil că mulți dintre șefi sunt colerici. Nu? Ei controlează pe toată lumea și e foarte greu să suporți un asemenea om. Apoi există melancolici. Melancolicul este foarte critic cu toată lumea, cu toți, cu toate, și are și el mare nevoie de blândețe. El este fin, nu face scandal, dar așa are un nas fin care critică pe toată lumea. Nimeni nu-i bun, nimeni nu se încadrează, nimeni nu este cum crede el. Apoi există și flegmaticul. Cu toate că cei mai mulți cred că Dumnezeu este mulțumit de un asemenea temperament, el este totuși un tormentat pe dinăuntru și este foarte încăpățânat. Are și el nevoie, la rândul lui, de blândețea care este roada Duhului Sfânt. Observați că indiferent ce fel de personalitate și temperament am avea, fără Duhul Sfânt, noi nu putem avea această roadă care se numește blândețea. Ce este minunat este că Domnul nu renunță la noi așa de ușor. Gândiți-vă numai la ucenicii Domnului. Ce diferiți au fost unii față de ceilalți. Doi dintre ei cer Domnului să dea foc peste un oraș, peste o localitate care n-a vrut să se primească, nu? Domnul i-a numit pe ăștia fiii tunetului. Fiii tunetului pentru că voiau să se răzbune, nu? Erau foarte aprici, foarte aprinși, nu? Boanerges. Gândiți-vă la Apostolul Petru, care întotdeauna vorbește când nu trebuie, vorbește ce nu trebuie, să bagă unde nu-i ferbe oala, sare întotdeauna la concluzii. Gândiți-vă că cel mai des din ucenicii se ceartă între ei, care o să fie mai mare acum, dacă Domnul moare sau pleacă la cer, nu? Care o să fie cel mai mare? La un moment dat, Domnul a zis, nu știu până când am să vă mai sufăr, că l-au pus la încercare pe Domnul de foarte, foarte multe ori. Dar slavă Domnului că n-a renunțat la ei. A lucrat în continuare până când au devenit apostolii Domnului. O altă caracteristică a omului blând este că rezultatele activității sunt lăsate sub controlul lui Dumnezeu. Omul ăsta nu este preocupat așa de mult de rezultatele activităților sale, ci le lasă pe seama lui Dumnezeu. Lucrăm pentru beneficiul altora și nu al nostru personal. Omul blând are înțelegere față de alții. Omul blând nu este pretențios cu alții. Am cunoscut pe cineva care era așa de supărat pe taică-so. Zice, Petrica, n-am reușit niciodată să-l mulțumesc pe bătrânul, pe taică-meu. Ce, ăsta m-a chinuit toată viața lui. Ce ți-a făcut? Zice, mă punea să spăl mașina, avea o Dacia,
face 1300 în România, nu? Nu reușeam niciodată să o spăl ca să nu găsească bătrânul ceva noroi. Ce căuta, eu știu, pe unde, prin spate, găsea ceva și mă făcea albie de porți. Zic, ai grijă să nu faci și tu la fel cu copiii tăi, că e foarte tentant, după ce ai fost expus la un om din ăsta, așa, care găsește greșeală și acolo unde nu-i, să fii și tu așa, un asemenea om. Lasă rezultatele să-și pune Dumnezeu cuvântul despre ele și nu neapărat tu. Lucrăm pentru beneficiu altora și nu al nostru personal. Numărul 3. Omul blând își pune cuvintele sub controlul lui Dumnezeu. Știți că cuvintele pot răni uneori mai rău decât pumnii, decât pălmile? N-ați auzit? Mai bine îmi dădea două pălmi decât să-mi zică ce mi-au zis, nu? Ați auzit treburi din astea. Omul blând își controlează comportamentul. Omul blând știe că limba este un instrument periculos și are grijă ce spune, gândește ce spune. Omul blând nu spune ce gândește, ci gândește ce spune. Mulți dintre noi zicem, eu sunt sincer, eu spun tot ce gândesc. E foarte rău. S-ar putea să-ți faci foarte mulți dușmani și să rănești pe toată lumea din jur. Ar trebui să gândești foarte bine ce spui și să spui numai ceea ce trebuie. Să spui în dragoste ceea ce spui. În Iacov, capitolul 3 cu 6, este un text care ar trebui să-l revedem și să avem grijă de el. Limba este și ea un foc, o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul. Ea aprinde roata vieții. Când este aprinsă de focul genei. Iacov. Unii spun că Iacov este fratele Domnului, care probabil și-a dus aminte ce a spus de frate său atunci când l-au bănuit că a luat o razna, nu? Și că nu-i normal. Iacov a știut foarte bine că limba te poate duce la păcate foarte mari. În al patrulea rând, omul blând își pune așteptările sub controlul lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel în Efeseni 4 cu 3. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea. Cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unitatea Duhului, unirea Duhului prin legătura păcii. Pretențele noastre de la alții, de la viață, ar trebui să le punem sub controlul Domnului. Și ultimul pe care vreau să-l menționez în această seară este că omul blând își pune reacțiile lui sub controlul lui Dumnezeu. Nu își pune doar cuvintele, așteptările, dar își pune și reacțiile lui. Ați auzit fraza asta și eu am spus-o de foarte multe ori și este un mare adevăr, că nu ceea ce ni se întâmplă nouă este așa de important, cât de important este cum reacționăm la ceea ce ni se întâmplă. Mulți dintre noi reacționăm disproporționat la lucruri minore care s-au întâmplat în viața noastră, nu? Ne batem copiii că au spart o cană de un dolar și îi batem de 5 dolari, nu? Reacționăm disproporționat la ceea ce ni se întâmplă. Sunt oameni care sunt dotați așa de Dumnezeu că în fața nenorocirilor, în fața problemelor, știu să reacționeze corect și nouă ni se pare așa de pocăiți ăștia, nu? Eu întotdeauna am fost așa de impresionat de oamenii aceștia. Mi-am avut un prieten că ideea mea era asta, că dacă l-aș călca cu mașina pe ăsta,
s-a ridicat de acolo, și-ar scutura pravul și și-ar cere scuze că a stat în fața mașinii mele. Că așa reacție avea omul ăsta la necazul și la problemele care veneau peste el. Știa să reacționeze corect, știa să își lase reacțiile pe seama Domnului. Omul blând este proactiv și nu reacționar. Cei mai mulți dintre noi suntem reacționari. Reacționăm imediat la ceea ce ni se întâmplă. Imediat reacționăm. Cel proactiv se controlează pe sine și astfel acționează. Cel reacționar este controlat de alții și de evenimente. Ați auzit fraza aceea, zice, m-ai supărat foarte rău, m-ai enervat. Deci înseamnă că nu tu ești în control asupra vieții tale, ci ăialalți din jur, ăialalți te stăpânesc pe tine. Tu reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Nu tu controlezi, ci alții, nu? N-ați văzut oameni care se supără, ploaie și ei sunt supărați că ploaie, nu? Dar ești tu șeful la ploaie, poți tu să controlezi ploaia, nu? De ce ești supărat tu pe ploaie? Supărat pe Dumnezeu că a dat ploaie și tu voiai să mergi la plajă, nu-i așa? Să știi că nu ploaia te supără, tu te superi. Nu oamenii te enervează, tu te enervezi. Ok? Nu copiii te enervează, nu soția te enervează, tu te enervezi, tu ai o siguranță foarte slabă. Nu ești proactiv, ești reacționar, reacționezi imediat la circumstanțe, nu? La Oradea am rugat pe un frate să mă ducă cu mașina la evangelizare. Era aproape iarnă, la începutul lui decembrie, am plecat din Oradea. Cred că spre Deva mergeam. Cum am ieșit din Băile Felix, undeva, așa, am dat de o porțiune cu polei. A pus ăsta o frână și ne-am întors de câteva ore așa pe drum. A tras ăsta niște înjurături, atât de cumplite. Zice, frate, iartă-mă că m-am scăpat. Ia, reacționa la ceea ce se întâmplă. Mă închipui cum înjura ăsta, dacă nu eram eu acolo. Acum, chiar în prezența mea, tras niște înjurături de alea cumplite. Zic, mă, băiatule, ar trebui să tragem pe dreapta să te evangelizezi pe tine, că nu are rost să mergem mai departe, să evangelizăm pe alții, când tu, uite cum, că înjurăturile erau și de Dumnezeu. Înjurase de Dumnezeu. Era supărat, probabil, pe Dumnezeu, că de ce e polei, domnule, pe strada pe care merge el, nu? Cum să fii proactiv? Cum să fii proactiv? Caută mai întâi să înțelegi și apoi să fii înțeles. De foarte multe ori, noi când discutăm cu cineva și discutăm contradictoriu și suntem pe invers, nici nu ascultăm ce spune omul ăla. Absolut deloc. De-abia așteptăm să tacă, să-i spunem noi ce deja am planificat noi. Ce avem de spus. Nu încercăm să-l înțelegem, să înțelegem ce spune omul ăla sau să-l înțelegem pe el, ci vrem ca el să ne înțeleagă pe noi. Și atunci are loc, așa cum se zice, dialogul surzilor. Doi surzi discută, niciunul n-auze nimic și rămân dușmani pentru o bună bucată de vreme. Omul blând nu se lasă controla de alții și de circumstanțe, ci lasă pe Dumnezeu să-i controleze reacțiile. În concluzie, haideți să vedem cam câtă blândețe avem. Haideți să vedem cum stăm cu blândețe. Putem să tratăm pe oameni cu o politețe perfectă? Putem să ne purtăm politicos, civilizați, oriunde am fi, nu? Acolo, în magazinul ăla în care vânzătoarea obosită nu mai vrea să urce pe scară încă o dată, după
eu știu, pălăria aia care o vrem noi, tocmai aia de mai sus, nu? Și ne zice câteva. Știm să ne purtăm civilizat, știm să fim politicoși până la capăt, știm să reacționăm cu politețe, cu blândețe. Putem să mustrăm fără ranchiună pe cineva? Putem să mustrăm fără ranchiună? Frate dragă, nu mi-a plăcut ce ai zis, cum te-ai purtat, cum așa. Da, Domnul te iubește și eu te iubesc și mă rog Domnului pentru tine. Uneori suntem foarte farisei, avem un limbaj grozav, dar prin atitudine știm să-l punem la pământ pe omul acela. Și apoi după ce plecăm de acolo, suntem plini de ranchiună și începem să povestim, bă, ce mi-a făcut ăla, ce mi-a zis, ce... Putem să purtăm o dispută fără să fim intoleranți? Putem să dezagreăm fără să fim dezagreabili? Nu? Asta e foarte greu pentru cei mai mulți dintre noi. Nu te supăra, frate, dar am altă părere. Sunt oameni care, prin definiție, sunt de altă părere. Da, zâmere ce spui tu, nu? N-ați avut de-a face cu ăștia. E teribil, e groaznic. Îți spun toate răbdările la încercare. Hei, și cu oamenii ăștia trebuie să ne purtăm cu blândețe. Dacă am regrete în viață, este că pe câțiva din ăștia i-am făcut să-și dea demisia. Și mi-au rămas dușmani pentru mulți ani în viață, nu? Greu să ne purtăm dispute cu oameni intoleranți, nu? Care, indiferent ce spui, el are altă părere, nu contează. Putem fi confruntați cu adevărul fără să avem resentimente? Am un prieten la Chicago care spunea, mă, Petrica, că e foarte greu, zice, și de vină și să recunoști, e foarte greu, e foarte greu. Foarte greu, nu? Să fii de vină și să și recunoști dacă te mustră. Frate, așa, ai dreptate, îmi pare rău, I'm sorry. Nu? Se pare că cuvântul ăsta este foarte greu de rostit, mai ales în familie, nu? Se pare că e mai greu de rostit decât I love you. Să spui, îmi pare rău, te rog să mă ierți. Am avut o experiență ciudată în Chicago. Un fecior bine făcut, așa, generație americană, s-a purtat foarte urât cu un ușier de la biserică. L-a amenințat că îl bate, dacă nu îl lasă în pace. A vrut să-l bage în biserică, ușierul. Și l-am chemat la mine la birou să vorbesc cu el. Ei, cine a venit să-l apere pe copilaș? Bunica. A venit bunica să-l apere pe ăsta, că cine știe ce o să-i fac eu acum. Așa. Și bunica era o femeie din aceea care nu-i trebuia deloc mult să apuce de vorbă și tot timpul sărea cu vorba și îl scuza pe ăla micu și îl apăra în fața mea tot timpul și asta s-a enervat. Și s-a strigat, s-a întors, zis, taci din gură, babo! A zis la bunica. Bunica săraca și era micuță de statură, acum era disperată, cum a zis ăsta în fața pastorului, nu? Zis, uite, te-ai purtat foarte urât, nu numai cu ușierul, dar și cu bunica ta. Nu-i în regulă, te rog să ceri iertare. Spune că îi cere iertare bunicii. Și zice, I'm sorry. Zic, nu. Spune în limba română. Spune în limba română. Ei, n-a fost în stare să spună în limba română. În engleză era foarte ușor. I'm sorry, în regulă. Dar să spui în limba română, te rog să mă ierți, am greșit, nu? Îmi pare rău, te rog să mă ierți.
Asta era foarte greu de spus. Putem să ne mâniem fără să păcătuim? Putem să ne mâniem fără să păcătuim? Pavel citează o vorbă din vremea sa care spune: mâniați-vă și nu păcătuiți, nu? Să n-apună soarele peste mânia voastră. Unele dintre cele mai grele nopți din viața mea au fost nopțile în care m-am dus la culcare fără să mă împac cu nevastă mea. Am avut și din astea. Dar am învățat lecția înainte de orice, mergem și ne împăcăm, pe urmă mergem la culcare. Este foarte important să ne mâniem fără să păcătuim. Și ar trebui să ne mâniem pe lucruri care ar trebui să ne mâniem pe ele, nu? Ar trebui să ne mâniem pe politicienii ăștia care fac toate prostiile de pe lume, nu? Să ne mâniem pe cei care fac războaie și nedreptăți, să fim supărați pe ăștia și să ne mâniem pe răutatea care există în această lume. Dar atunci când ne mâniem pe cei dragi ai noștri, trebuie să ne împăcăm cât mai repede posibil, fără să păcătuim împotriva lor. Putem să fim delicați fără să fim slabi? Pentru că lumea te consideră slab dacă îți ceri iertare, dacă te împaci, dacă ești bun, dacă ești blând, nu? Astăzi cei care dau cu pumnul în masă sunt apreciați, nu-i așa? În Parlamentul României a fost un scandal de milioane. Încă n-am văzut niciodată asemenea lucruri în România. Aproape că s-au bătut. Un parlamentar l-a tras de urechi pe un altul. Ce să vă mai spun, cuvinte urâte, murdare, care nu pot fi spuse nici măcar la televiziune, dar în biserică, nu? De la parlamentarii României, nu? Care se mânie și păcătuiesc în Parlamentul țării, domne, nu? Ce se întâmplă cu restul țării atunci? Asta am vrut să zic în studiu din această zi și să vă îndemn să medităm la lucrul acesta. Poate că cineva în seara asta o să spună: măi, predicatorule, e cam prea de tot ceea ce ai spus, nu? Pot să ridic mâna și să spun că am toată roada Duhului desăvârșit și vreau să spun că am 100% fiecare din acest aspect al roadei Duhului de care ai predicat până acum. Serialul tău a fost bun și am descoperit că sunt un om perfect. Este cineva care poate să spună așa ceva? Nu! Ridicați mâna, că o să dăm cu pietre după voi. Nu vă faceți probleme. Toți suntem lipsiți de desăvârșire. Toți avem slăbiciuni într-unul sau mai multe domenii din aceste roade ale Duhului. Domnul are răbdare cu noi. Lucrează la creșterea noastră. Ne iubește. Ne trece prin tot felul de încercări ca să ne zidească aceste calități în caracterul nostru. Cineva și-a imaginat că în peșteră Ilie era, după experiența aceea Carmelului, în care i-a terminat pe toți prorocii mincinoși, nu? Domnul i-a zis: du-te în peșteră. Parcă i-a zis: Domnul, du-te în camera ta, așteaptă-mă acolo, nu? I-am avut un nepot care a venit la mine și mi-a spus: I am mad! Sunt nervos, supărat. Zic: ok, I have a mad room. L-am luat de mână și l-am dus într-un dormitor și l-am închis în dormitor. Zic: this is the mad room. I-am zis: când îți trece, poți să vii înapoi. A stat vreo jumătate de oră acolo, de unul singur a venit la mine și mi-a spus: I am still mad. Ok, go ahead, go înapoi. O plecat acolo, mai stat vreo jumătate de oră, iar a venit la mine, zice: bun, I am okay now. Nu, acum poți să stai cu oamenii normali, nu, dacă ești nervos, dacă ești mad.
Du-te în camera ta. Ilie, ia du-te tu în peșteră, nu? Ce s-o fi gândit Ilie? L-am dezamăgit pe Domnul foarte rău. Am făcut-o de oaie, am făcut-o lată. N-am fost omul pe care și l-a dorit. Unde este credința mea? Unde mi este curajul? Ce să fac acum? Ce o să facă Domnul cu mine acum? Și dintr-o dată a venit un vânt care despica munții. Ce o fi crezut Ilie? Are să mă strivească cu toată puterea asta lui. Dar a venit după aceea un cutremur de pământ și Ilie a zis, o să mă înghită pământul de viu. Dar nu s-a întâmplat nimic. Apoi a venit un foc și Ilie a zis, o să mă ard acum, scrum o să mă facă. Dar nu s-a întâmplat nimic. Și în final a venit un susur blând și subțire. Și Domnul era în susurul acela blând și subțire, i-a vorbit cu dragoste și cu înțelegere. Un asemenea Dumnezeu avem, care are milă de noi și așteaptă răbdător până cultivăm toate aceste calități de care El și împărăția Lui are nevoie. Și Domnul să fie binecuvântat pentru asta. Amin. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul Lui și pentru ajutorul care ni l-a dat. Să rugăm pe Domnul să ne ajute să fim și noi blânzi, ca să se poată folosi de noi. Amin.